Zi istorică pentru șah. După 10 ani de supremația norvegianului Magnus Carlsen, titlul de campion mondial aparține începând de astăzi chinezului Ding Liren. Este pentru prima oară când un chinez devine campion mondial la șah și tot pentru prima oară deținătorul titlului va veni în România să joace într-un turneu oficial. Se va întâmpla peste 5 zile când la București va începe Grand Chess Tour, cel mai important circuit de șah din lume. Pe 5 mai, legendarul Garry Kasparov, fondatorul acestui excepțional turneu, îi va aduce în România pe 10 dintre cei mai mari șahiști ai lumii, inclusiv pe noul campion mondial, Ding Liren, dar și pe învinsul său din finala, care tocmai s-a încheiat în Kazahstan. Bună seara, sunt Eda Marcus și alături de mine, în studioul emisiunii InfoSport, se află secretarul general al Federației Române de Șah, maestru internațional Gabriel Grecescu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Directorul general al fundației care organizează evenimentul, domnul Cristian Gheorghiță. Bună seara! Și colegul meu din redacția Sport, Ciprian Crețescu, realizatorul emisiunii Șahmat. Bună seara, domnilor! Bună seara, Ciprian! Pe bună Ciprian seara, nu aveți Eda. De unde să-l știți, dar vă spun că este de foarte multe ori mâna mea dreaptă, se află în regia de emisie și este prezent la majoritatea jurnalelor pe care dumneavoastră le urmăriți. Bună seara, domnilor, și bine ați venit! A fost o zi importantă, de fapt a fost un weekend încărcat pentru dumneavoastră și vorbesc la plural, pentru că ați fost implicați într-un eveniment extrem de important pentru România și am să vă las pe dumneavoastră, dar și pe colegul meu să spună mai multe lucruri. Cine preia cuvântul? Da. Avem foarte multe de vorbit în această seară. Va fi o emisiune de peste 45 de minute despre șah. V-aș propune să începem cu cel mai important eveniment al zilei și al anului, de fapt, în șah. Avem un nou campion mondial începând de astăzi, așa cum spuneai. În premieră, un chinez a devenit campion mondial la șah. Este vorba de Ding Liren. Și vă propun să vedem împreună ultimele secvențe din meciul care a decis, din partida care a decis titlul mondial. Chiar acum avem imaginile pe post. G3 probably wins, yeah. And now A2 is super. Deci, Ciprian, ce vedem noi acum este practic finala, este cel mai important moment. Cel mai important moment al finalei. După o lună de zile de joc. După o lună exact de joc, Ian Nepomniachtchi, rusul Ian Nepomniachtchi, a gafat și a dat seama că totul este pierdut. Uitați-vă la gesturile lui, da. Exact. Din limbajul corporal, pentru că noi le-am urmărit înainte, da, de mai multe ori. Da, piesele pe jos, tremură efectiv. Da. Este clar că s-a instaurat sentimentul panica, de panică. Exact, da. Și a dat seama că este pierdut și întinde mâna. Ding Liren este noul campion mondial la șah. Întinde mâna, da. Ciprian, oprește-te un pic și hai să comentăm modul în care se ridică el de pe scaun, ca un puștan care vrea pur și simplu să fugă, să spargă ușa, să ajungă acasă și să facă un tantrum, exact, efectiv de un foarte multe ori a avut finala în mână, dar nu a știut să profite de momentele foarte bune pe care și le-a creat, iar Ding Liren pare și el dărâmat efectiv de acest succes pe care l-a obținut, nici nu se mai poate ridica de la masă. Este un moment incredibil pentru Ding Liren, pentru China și pentru șahul mondial. Aș vrea să comentăm puțin aceste momente. Înainte de a comenta, vreau să anunț pe toată lumea, de fapt, ai anunțat încă din start, că Ding Liren va veni la București să joace într-un turneu oficial. Va fi pentru prima oară în istoria României când un campion mondial de șah va veni să joace un turneu oficial la noi, ceea ce este incredibil. Se va întâmpla peste câteva zile, în 5 mai începe Grand Chess Tour România. Da, într-adevăr este o premieră pentru România și mai mult decât atât, el vine alături de challengerul lui. Cumva, nu știu dacă o să vină chiar cu același avion, dar îi așteptăm pe amândoi la București și cu siguranță presa va fi interesată să vorbească cu ei, pentru că este un eveniment istoric, este prima dată când avem un campion mondial, un jucător de origine chineză. Și se sincronizează cumva că avem și o campioană mondială de origine chineză, deci putem spune că
astăzi supremația în șah este deținută de China. La fete, chinezoicele domină șahul mondial deja de ani buni. Din 2016 avem numai campioane din China, sunt trei la rând deja. Au o rețetă. Au o rețetă, exact. Și o rețetă iată că au început pe care, iată-mă că te întrerup, sunt sigură că ți-ai notat-o și tu foarte bine, pentru că vreau să le spun celor de acasă, ești tătic de fete, iar fiica ta, Emma, este campioană națională la categoria de 10 ani și nu pot decât să te felicit, să știi că îți dau de fiecare dată un like și ți-l dau din toată inima mea atunci când faci câte o postare cu fiica ta și sunt sigură că și cea mică o să vină din urmă cu același aplomb. Ciprian e un mare iubitor al șahului și să știi că de fiecare dată când e pe tură nu există să nu facă cât un subiect de șah în jurnalul pe care eu îl prezint în acea seară. Da, ne bucurăm acum și mulțumim. Să revin puțin la Ding Liren și la faptul că va veni, așa cum spuneai, alături de Nepomniachtchi și de învinsul său din finală, va veni și alături de Richard Rapoport, marele maestru maghiar, de origine maghiară, care joacă pentru România, pe care voi, Federația Română de Șah, ați reușit să-l convingeți să joace pentru România. Iată, Ding Liren l-a cooptat în echipa sa pe Richard Rapoport. Rapoport a fost, de fapt, secundul lui în această finală, finală care s-a disputat în Kazahstan. Și lumea șahului a remarcat faptul că mâna lui Rapoport s-a văzut imediat, pentru că Ding era la un moment dat poreclit omul remiză. În două turnee ale candidaților la rând obținea numai remiză. Ei, iată că această finală a fost cu totul deosebită, a obținut foarte multe victorii. Uite-l, vedem și pe Rapoport acum. Iată-l pe imagini pe Rapoport cu plete. Da. Imaginele. Chiar am transmis un mesaj de felicitări astăzi pentru munca pe care a depus-o. Într-adevăr, el are un stil mult mai inventiv decât cel al lui Ding Liren și s-a văzut, chiar a fost unele momente într-o partidă pierdută de Ding, a fost criticat pentru că l-a împins cumva pe Ding spre o zonă mult prea creativă, dar în cele din urmă lumea trebuie să le dea dreptate și a fost cea mai bună alegere pentru Ding, pentru că l-a scos din zona de confort și a reușit să iasă campion mondial. Ce înseamnă secund? Și întrebarea aceasta vine din partea unui necunoscător, unui om care nu face parte din această lume impresionantă a șahului. Este un sparring partner, adică ca să vorbim în termeni sportivi și să înțeleagă toată lumea. Este un sfătuitor mai mult, nu prea este un sparring partner, este omul care coordonează întreaga echipă, pentru că noi l-am văzut aici pe Richard Rapoport alături de Ding, dar cu siguranță au mai fost cel puțin 5-6 persoane care s-au ocupat de munca de jos și tot ce înseamnă pregătirea unui șahist. El a fost creierul echipei care a dat direcția. Și se pare că... Că s-a simțit. Da. Da, din debutul partidei. Da. Mi-a explicat un pic Ciprian, de asta îmi și permit să spun. Da, așa este. S-a simțit și spre bucurie, și suntem și noi bucuroși alături de Richard, sim, pentru că a fost acolo, alături de soția lui. Așteptăm pe toți la București, mai mult decât atât. Ce este un fapt interesant, Richard va juca și el în turneul Super B Chess Classic, care se va desfășura în luna mai. Deci toți trei vor juca în cadrul aceluiași turneu. Deci vor juca și unul împotriva celuilalt, va fi mai interesant. Da. Vom avea ce să comentăm. Da, exact, chiar vreau să ne oprim acum un pic în acest moment să vorbim despre jucătorii care sunt naturalizați. Cum ați reușit să-i aduceți aici? Vorbim de Rapoport și de Shevchenko. Da, de Richard Rapoport și Kirill Shevchenko, într-adevăr, și lumea deja o știe, nu puteam să facem toate aceste lucruri fără partenerii noștri de la Fundația Superbet, pentru că degeaba ne dorim noi și le oferim un plan foarte frumos și niște idei foarte frumoase, trebuie să fie susținute și financiar toate aceste idei. Și, sunt de acord, dar de ce de afară? A fost întâmplător, eram într-o emisiune anul trecut, tot în cadrul aceluiași turneu, și am propus mai în glumă, mai în serios, lui Richard să vină să joace pentru România.
Și gluma s-a transformat într-o treabă serioasă. Nu e neapărat că e afară sau înăuntru, nu cred că e cel mai bun unghi de a vedea problema. Același lucru se poate vorbi despre orice sport. Așa este. Cred că pentru șah s-au aliniat planetele și cred că este o șansă unică pentru acest sport în România. În sensul în care avem tineri foarte talentați români, Bogdan Deac, Vidu Padu, Gavrilescu, da. Sunt foarte mulți sunt foarte mulți jucători români și implicarea Fundației Superbet în tot acest proiect este cu mult mai mare decât atât, în sensul în care sunt antrenori care au venit pentru lotul național. Este vorba de Ivan Sokolov, este vorba de antrenori pentru copii. Da. Deci este un plan care sperăm noi că va duce întreg șahul românesc la un alt nivel. Este un catalizator, practic. Revenirea lui Dieter Nisipeanu, revenirea lui Dieter Nisipeanu. Deci ce vedem noi prin Grand Chess Tour este vârful icebergului, să spunem așa. Planul este cu mult, mult mai mare și duce până la firul ierbii, la educație, la copii. Păi de acolo trebuie pornit până la urmă. Da. Dar cum arată în momentul de față, dacă ați face așa un portret al șahului românesc în 2023, față de ce a fost șahul? Încă o dată spun, cred că este un moment unic. Cred că este un moment unic, s-au aliniat planetele, pur și simplu. Adică stăm mai bine? Eu sunt un organizator și sunt un om venit din zona de business și în zona de organizare. Pot să spun mai puțin despre istoria șahului. Sincer, mă bucur de fiecare moment pe care îl am alături de ei, pentru că simt că e o zonă care crește în fiecare zi și aici Gabi poate să spună mai multe despre evoluția din ultima perioadă, nu știu cât să spun, de câți ani facem. 2019 a început Grand Chess Tour. Și deja cred că primele rezultate deja încep să se vadă. Da, s-au văzut de atunci. Iar din 2021, de când s-a schimbat întreaga echipă a federației, eu încerc sau mă consider de cele mai multe ori o persoană obiectivă, care nu exagerează, dar exponențial a crescut șahul în toate domeniile. De la educație prin șah în școli, la nivel mediu, copiii care au parte de cel mai bun antrenor de șah din lume pentru juniori, domnul Rameș, care are peste 30 de medalii la campionate mondiale și asiatice, el venind din India. Îl avem pe domnul Ivan Sokolov, care anul trecut a câștigat Olimpiada cu Naționala Kazahstanului, toți copii sub 20 de ani. Și dacă ar fi să facem o comparație cu fotbalul, noi îl avem pe Mourinho și pe Guardiola. Fără să exagerăm, așa au spus colegii noștri de la alte federații și din șah, avem cei mai buni antrenori. Și pe lângă Bogdan Deac și Ducu Gavrilescu, îl avem acum și pe Richard Raport, pe Kiril Shevchenko și pe Dieter Nisipeanu, care iarăși este un fost campion european, s-a întors pe lista României, de pe lista Germaniei și ne vom lupta la medalii europene. Acum pun o întrebare din perspectiva părintelui. Cui se adresează șahul? Tuturor, tuturor, pentru că șahul are aplicabilitate în toate domeniile. Chiar și când ne-am întâlnit aici și am venit în emisiune înainte, sunt convins că ați luat cel puțin 4-5-10 decizii și v-ați gândit dacă sunt deciziile cele mai bune. Iar faptul că... Dacă aș fi făcut șah, probabil că le-aș fi luat și mai bine de atât. Suntem aici exact în seara în care se decide campionul mondial. E o dovadă că ați plănuit totul. Adică... Corect, deci ceva a fost bine. Dar altceva vreau să vă spun și cred că știți deja acest lucru. Toate statisticile spun că șahul dezvoltă foarte bine cognitiv intelectul. Și mai mult decât atât, are și rol terapeutic și Ciprian poate să-mi confirme acest lucru. Poate preveni bolile mentale și mi se pare un lucru extraordinar. Dar totuși rămâne la nivel de nișă și cred că este nevoie să convingem părinții și să facem cunoscut cât mai mult acest sport, care devine din ce în ce mai puțin promovat. Un al doilea proiect foarte, foarte interesant este acest proiect Step by Step, împreună, întâmplător, proiectul cu care am venit în România are același nume cu numele școlilor în care l-am implementat ca un proiect pilot.
step by step, este un curriculum care are în Statele Unite câțiva zeci de ani, cred, să nu... Întâmplător chiar știu câte ceva, da. Și scot în evidență exact aceste aspecte, că logica pe care o folosești în șah poate fi folosită în oricare altă materie pe care o înveți. Și privesc șahul nu din punct de vedere al unui joc cu regulile lui, ci cum pot fi aceste reguli aplicate în celelalte materii, cum pot ajuta copiii să gândească logic. Este foarte, foarte interesant și nu vrem să rămânem la nivelul de un proiect de nișă, cum ați spus. Dar bănuiesc că în continuare cei care vin la șah provin din familii unde există pasiune pentru acest sport, iar Ciprian este dovada vie acestui lucru. Nu neapărat în familia mea nu s-a făcut șah, iar eu am intrat în lumea șahului prin acea emisiune pe care am produs-o în urmă cu ceva timp. Ulterior, Emma a dezvoltat această pasiune pentru șah. Da, dar nu întâmplător. Ai fost acolo și sunt convinsă că i-ai insuflat această pasiune. Intervin pentru că mi se pare un amănunt important. Șahul evoluează ca orice alt sport. Rapid and Blitz sunt cele mai bune exemple că șahul a venit în zilele noastre. Într-adevăr, o partidă de șah clasic pentru un copil poate fi ceva destul de dificil, dar dezvoltarea șahului în direcția asta cu Rapid and Blitz cred că a oferit cea mai bună dovadă că ca orice alt sport și șahul evoluează și merge în direcția asta în care într-adevăr totul se întâmplă puțin mai repede. Și ce îmi place mie personal este că la nivel mondial este promovat, a existat de curând un serial care a avut mare succes pe platformele astea de VOD despre șah, și știm exact, Queen's Gambit, care a fost foarte, foarte bine primit de publicul larg, nu numai de pasionații de șah, prin de care m-am numărat și eu. Da, păi și acum, dacă mergem pe stradă aici și ne oprim în două sau trei restaurante, cu siguranță o să fie cel puțin o persoană care joacă șah pe telefon. Dacă mergem în metrou, cu siguranță o să vedem cel puțin o persoană care joacă lângă noi șah pe telefon. Dacă luați avionul în aeroport, același lucru se întâmplă. Și un alt fapt mai puțin cunoscut de publicul larg este că Federația Română de Șah este a treia federație ca număr de sportivi legitimați, după fotbal și basket. Avem 20.000 de sportivi legitimați și targetul nostru este ca în viitorul apropiat, în următorul an, să ajungem pe locul 2. Iar pe cea mai importantă platformă de șah există 400.000 de conturi de utilizatori. Nu sunt cu toții activi ca orice cont pe platformă, dar undeva între 100 și 150.000 de oameni din România sunt activi, iar worldwide 100 de milioane de oameni au conturi acolo și se joacă șah. E un sport care nu este un sport scump, adică nu e atât de greu de făcut. Vă spun cum ar fi tenisul Exact asta vreau să punctez, că fetița mea face tenis și pot să spun cu mâna pe inimă că este foarte costisitor. Da, sunt și separat de asta, copiii au nevoie de modele. Revenind la ceea ce spunea mai înainte Gabi, nu numai că l-avem pe Mourinho și în România, dar toți jucătorii care vin aici, cred că sunt imaginea vie a copiilor care își văd idolii da. Și pot să-i vadă jucând, pot să vorbească cu ei și cred că momentele astea pot schimba destine. Practic, de vineri vom avea pe Messi, Ronaldo, Mbappé, România. Și tocmai foarte bine ai adus subiectul despre care trebuie să discutăm și v-aș invita să ne spuneți ce se întâmplă pe 5 mai în România. Pe 5 mai va fi deschiderea circuitului Grand Chess Tour, mai exact prima etapă, Superbet Chess Classic, iar din 6 mai va începe efectiv turneul. Dar pe 5 mai vom avea deschiderea și transmisă în direct. Transmisă în direct chiar la TVR1, va fi comentată de mine împreună cu Ducu Gavrilescu, de care am amintit mai devreme. Cel mai tânăr mare maestru din România, e iarăși important de spus. Sunt din ce în ce mai tineri, jucătorii puternici care vin în prezența domnului Kasparov, care vine în a patra oară în România și de și înțeleg că el patronează practic acest eveniment. Este un turneu care a pornit de la o idee
de-al lui și el a fost cel care a fost promotorul acestui turneu. Zic eu că a crescut în fiecare an. Line-up-ul de jucători din acest an este unul absolut fantastic. Deci, practic, în 10 zile vin cei mai tari 10 jucători ai lumii aici la București. Da. Unde se va întâmpla acest ultra-mega eveniment? Grand Hotel București, fostul Intercontinental, este locul în care pot să vină toți iubitorii șahului, începând cu ora 3 după amiaza. Invitațiile sunt gratuite. Revenind la cât de important este să ai un sponsor puternic în spate, este al patrulea an, practic, în care organizăm. Totdeauna, toate aceste partide au fost gratuite. Invităm toți iubitorii șahului, copii. E o premieră acest lucru? În alte țări se percepe taxă pentru participare? Da, biletele sunt scumpe pentru că investiția din spatele oricărui astfel de concurs sunt foarte, foarte mari. Dacă nu ar exista sponsori, ar trebui să-ți iei banii din alte surse, una dintre ele fiind vânzarea de bilete. Faptul că la noi orice copil, orice iubitor al șahului are acces să-i vadă live pe acești jucători în România, este, după părerea mea, extraordinar. Da, au venit în fiecare an, sunt foarte drăguți, îi așteaptă, iau autografe, îi așteptăm cu drag și în acest an. Este chiar o atmosferă foarte, foarte frumoasă și îți dă așa o energie bună și un imbol să faci lucrurile astea în fiecare an. Sper să devină o tradiție. Ciprian, dacă îmi permiți, le voi spune telespectatorilor câteva cuvinte despre participanți. Da? Parte, da. Okay. Vom începe cu noul campion mondial la șah. Ding are 30 de ani și în acest moment este pe locul 3 mondial după Magnus Carlsen și Jan Nepomniachtchi. A început să joace șah la doar 4 ani și a avut succes încă de la primele competiții la care a participat. Ding se află în topul șahului din China de mai bine de 10 ani, iar de la 22 de ani a intrat în top 10 mondial. Este singurul jucător chinez care a depășit pragul de rating de 2800. În 2017-2018 a avut o serie de 100 de partide fără înfrângere, record mondial, doborât ulterior de Magnus Carlsen. Astăzi, Ding a cucerit titlul mondial deținut din 2013 de Carlsen și pe 5 mai va veni la București să joace la Grand Chess Tour, așa cum am și povestit. Ați avut ocazia să-l cunoașteți personal? Nu, recunosc că nu a jucat până acum la vreuna dintre etapele de la București. Dacă nu mă înșel, a mai jucat în Grand Chess Tour, dar doar etape de șah rapid în alte țări. Și ne bucurăm să-l vedem. În perioada pandemiei era la un moment dat pe listă numai din cauza restricțiilor din China. N-a reușit să ajungă. A fost foarte aproape să piardă prezența la turneul candidaților și deci n-ar mai fi putut să joace pentru titlul mondial din cauza restricțiilor din pandemie. Da. Dar lumea șahului s-a unit cumva în acel moment ca să-l ajute pe Ding să participe la toate turneele care i-ar fi permis să obțină punctajul ca să se califice la turneul candidaților, adică să aibă aceleași șanse cu toți șahiștii care aspirau să joace la titlul mondial. A fost un fel de Danemarca în 92 când a fost chemată la campionat european. Cam așa s-a întâmplat. Ultimul și a câștigat titlul. Exact. Paradoxal mi se pare faptul că se spune că șahul ar veni totuși din acea zonă, nu se știe exact, China, dar în fine, pe acolo se pare că ar fi originea sa și n-a existat niciodată un campion mondial de acolo. Este prima oară. Premieră, da, în China. Da, au fost țările din spațiu ex-sovietic care au dominat în bun. A fost Bobby Fischer, a fost Magnus Carlsen din 2013 Credeți că se va schimba acum harta asta mondială a șahului? Sunt șanse, mai ales că cei din China și India fac pași foarte puternici în direcția respectivă. De ce nu, în viitorul meci între Ding Liren și Richard Rapport? Ar fi românul nostru, Richard secundant. Da. Să nu uităm de Bogdan Deac, care și-a anunțat intențiile să se lupte pentru titlu, dar cred că vom vorbi puțin mai încolo despre Bogdan. Exact, pentru că i-a venit acum rândul lui Jan Nepomniachtchi, rusul de 32 de ani,
Ian este locul 2 mondial și tocmai ce a fost învins în finala pentru titlul mondial de chinezul Ding Liren. Ian a obținut titlul de mare maestru la vârsta de 17 ani, este de 2 ori campion al Rusiei, a fost campion mondial de tineret, dar și campion european. Nepo a câștigat de 2 ori la rând turneul candidaților, calificându-se astfel în finala pentru titlul mondial, pe care a pierdut-o de fiecare dată, mai întâi în fața lui Carlsen, iar astăzi în fața lui Ding. Din cauza războiului declanșat de Rusia, Ian joacă turneele oficiale sub drapelul neutru, steagul FIDE. Și aici putem să discutăm un pic, să facem așa o analogie cu sportivii în general, care, sportivii ruși, care au fost excluși în urma acestui conflict de pe la toate competițiile mari. S-a întâmplat asta și în șah? Nu au fost excluși, dar nu poate să concureze sub steagul Rusiei, ci sub steagul Federației Internaționale. Bineînțeles, ca în toate domeniile, au fost discuții pro și contra între jucători din Ucraina. Unii s-au auto-exclus, cum e cazul exact lui Serghei Cariachin, care s-a declarat susținător al lui Putin și practic s-a auto-exclus din s-a gândit circuit. Să nu se împiedice săracul într-o bună zi. Toate sporturile au fost aceleași discuții. După părerea mea, sportivii sunt sportivi, trebuie tratați individual. În tenis au loc aceleași lucruri. Eu cred că trebuie tratați exact bine, ca orice sportiv. Bine, în spatele acestor decizii de foarte multe ori stau lucruri poate peste dorințele personale ale sportivului. Ei, cu siguranță. În ceea ce îl privește pe... am avut ocazia să stau de vorbă cu Ian și este un om absolut încântător. Uh-huh. Absolut un pacifist. Da, exact, aici voiam să intervin și eu că în ceea ce îl privește pe Nepo, el încă din primele zile ale războiului s-a declarat împotriva războiului. Da. Nu lumea șahului îi știe poziția, este un jucător iubit de și toată lumea. Și ce păcat că ajungi în șah, așa un sport pacifist. Da. Să trebuiască să alegi o tabără. Da, asta este până la urmă ordinea mondială pe care foarte mulți o cumva, integrează. Da, cumva el a jucat poate și în finala asta sub presiunea asta, greutatea asta a momentului până la urmă, exact. Sigur, a momentului. Nu știm exact. S-a văzut și în acele cadre pe care le-am prezentat. A fost excesiv de emoționat. La un dat a intrat în panică. Da, o să vorbim cu el la București și o să-l întrebăm mai multe despre finală și despre orice. Hai să vorbim acum despre românul nostru, Richard Rapport. 27 de ani, are locul 13 mondial. Rapport s-a născut în Ungaria și în toamna anului trecut s-a transferat pe lista Federației Române de Șac. De atunci Rapport joacă sub steagul României și va continua să o facă și în etapa de Grand Chess Tour, care începe vineri la București. Rapport a devenit mare maestru la vârsta de 13 ani și 11 luni, doborând recordurile stabilite anterior de legenda maghiară Peter Leko. Rapport este cunoscut pentru stilul său neconvențional și deschiderile mai puțin obișnuite. În mai 2022 a urcat până pe locul 5 mondial și soția sa, marea maestră de origine sârbă, Iovana Rapport, s-a transferat în România și joacă pentru naționala feminină. Și așa cum vă spuneam, Rapport l-a secundat pe Ding Liren în meciul de titlu mondial disputat în Kazakhstan și ambii vor veni la București pentru etapa de Grand Chess Tour. Mie personal îmi place aspectul lui, așa cumva neconvențional, inclusiv în styling, în estetică. Da. Revenind la faptul că sunt străini în acest sport, gândiți-vă ce noroc e să ai un astfel de jucători cu tine în echipă. Una este să joci împotriva lui Rapport, alta este să joci în echipa națională împreună cu Rapport. Adică l-ai practic pe omul care a stat lângă campionul mondial în echipă cu tine.
Corect. E un mare câștig pentru România, exact. Eu fără dar văd, și poate. Cum văd participarea tuturor acestor sub steagul României, sunt un catalizator pentru creșterea nivelului sportivilor noștri și al șahului în general. Crește nivelul la absolut tot ceea ce se întâmplă pentru că ești în echipă cu ei. Una este și cu antrenorii, deci așa cred că trebuie văzut tot acest complex. Ăsta cred că este unghiul corect în care să te uiți la lucruri. Care este efectul total al acestui ansamblu? Antrenori, jucători aduși, jucătorii români, cum încurajăm talentele, tinerele talente din România, faptul că și jucătorii români au antrenori, de exemplu, de la, din echipa Kasparov, Bogdan Deac, cine mai are antrenori de la Kasparov? Au antrenori, au cumva nu prea există, e o familie mare exact, a șahului. Exact. Și în funcție de simpatii sau antipatii ca peste tot, oamenii își aleg cu cine să lucreze, nu prea contează zona de unde vin sau alte aspecte de genul acesta. Eu cred că e ceva absolut natural, se întâmplă în toate sporturile, din nou nu e ceva care ține de șah sau e specific șahului. Ce-am putea spune despre echipa de fotbal a Franței sau... Un caz absolut remarcabil, faptul că Daniil Dubov a fost în echipa lui Magnus Carlsen în meciul de titlu mondial dintre Carlsen și Nepomniachtchi. Deci Daniil Dubov a fost în echipa adversă rusului, compatriotului său Nepomniachtchi. Atunci antrenorii cei mai buni, indiferent de unde ar fi, și este un transfer de know-how. Din nou, pentru mine e mult mai familiară zona de business. E mult mai ușor să vorbesc despre asta. Paralelele sunt absolut normale. Cât ai plăti să te pui să poți să stai lângă cei mai mari oameni de business din lume? Să-ți aducă corect. Cineva și să Dar se fac și evenimente, am văzut. Absolut. Deci a început să existe și această nișă de eveniment pe această zonă. Da, da. Nu, eu cred că este o șansă unică pentru șahul din România cu... Efectiv, s-au aliniat planetele. Eu cred că trăim o perioadă absolut extraordinară pentru șahul din România. Să vorbim un pic și despre Bogdan Deac, românul nostru, are 21 de ani, ocupă locul 39 mondial. Cu un ELO de 2700, Bogdan este cel mai bine cotat jucător român în acest moment. Joacă șah de la 7 ani și la 14 a devenit mare maestru, fiind pentru câteva luni cel mai tânăr jucător din lume cu acest titlu. Deac a declarat că visul său este să devină campion mondial și se pregătește intens pentru acest lucru. La finalul anului trecut, Bogdan a câștigat cel mai important turneu din țară, Grand Prix România, iar astăzi a fost extrem de aproape să se impună și în prima etapă a noii ediții. Chiar l-a învins pe campionul Europei venit la București, dar a terminat pe 2 la egalitate cu locul 1, mega turneul disputat în Palatul Parlamentului. Bogdan va juca pentru a treia oară consecutiv în Grand Chess Tour. Dar să vorbim un pic și despre ce s-a întâmplat în acest weekend, pentru că le-am spus eu așa un pic telespectatorilor că ați avut un weekend aglomerat și poate nu s-a înțeles. Acum vă dau ocazia să spuneți. A fost, vă mulțumesc pentru mingea pe care mi-ați ridicat-o la fileu, ca să facem paralele și cu tenis. Da. Într-adevăr, este al doilea an în care continuăm tradiția unui circuit național cu participare internațională, denumit Romania Grand Prix sau Grand Prix România tradus, cu un fond total de premiere de 175.000 de euro, o premieră pentru toate sporturile, mai puțin fotbalul. Da. Avem 5 etape care se desfășoară la București, Timișoara, Arad, Cluj și Brașov, iar marea finală va fi în decembrie la Alba Iulia, așa cum a fost și anul trecut. Prima etapă a însemnat peste 300 de jucători din peste 20 de țări, 35 de mari maestri și ne-am uitat noi pe statistici că există
un site unde putem să vedem toate turneele care se desfășoară acum la ora asta în lume și a fost cel mai mare turneu de șah organizat din lume, internațional, și ca forță și ca număr de jucători. Ne bucurăm că a coincis și cu ziua în care am aflat nou campion mondial. Se va vorbi despre șah peste tot în lume, nu doar în România, și continuăm cu acest circuit. Cumva este în oglinda circuitului Grand Chess Tour. Am încercat să replicăm, dar în sistem open, deschis, să vină cât mai multă lume, și ne așteptăm să crească de la an la an, cum s-a și dovedit față de anul trecut. E o creștere de 40%, prima etapă pe care am avut-o în aprilie 2022, tot aici la București. Au fost 320 de jucători astăzi la turneul care s-a desfășurat la Palatul Parlamentului. Între aceștia a fost chiar campionul european care s-a reîntâlnit, a fost o finală reeditată cu al nostru Kiril Șevcenko, vice-campionul european. A fost la limită, a câștigat Sarana, campionul european în fața lui Kiril. A fost la limită, a fost Kiril foarte aproape să câștige partida, dar fiind un turneu de șah rapid, timp scurt, tot timpul jocul cumva greșea la exact, așteaptă. Exact, a fost șah rapid. Iar Sarana a fost învins astăzi de Bogdan Deac. De Bogdan Deac, da, într-adevăr. Bogdan Deac s-a clasat într-un final pe locul 2. Sarana, de origine rusă, care s-a transferat pe lista Serbiei de curând. Deci se întâmplă treaba asta și la alte case, da. Cum de altfel, nu, da, e normal. E ceva normal, da. Da, da, clar. Noi suntem foarte bucuroși, doar o secundă mai vreau să punctez faptul că Grand Prix este din nou doar unul din turneele organizate, dar cred că ce face federația acum, din nou cu ajutorul sponsorilor și faptul că avem aceste premii, nu face altceva decât să atragă foarte mulți jucători din străinătate. Bineînțeles că banii au rolul lor, dar mai mult decât atât, condițiile în care se joacă, organizarea, faptul că sala de la Palatul Parlamentului a fost foarte generoasă, toate astea contribuie și în ultimii ani n-au făcut altceva decât să ducă faima acestor turnee. Așa se explică, cred eu, și faptul că vin tot mai mulți jucători. Să așeze România pe harta mondială a șahului, pentru că, iată, în decurs de o săptămână l-avem pe campionul european la București, după care campionul mondial la București, împreună cu jucători din top 10 mondial, ceea ce este fenomenal. Da, și povestesc telespectatorilor un pic despre un alt participant, mare maestru, care vine din Franța. E vorba de Maxime Vachier-Lagrave, 32 de ani, locul 14 mondial, locul 2 la Grand Chess Tour 2021. Maxime este de 3 ori campion al Franței, fost campion mondial la junior și campion mondial la Blitz, titlu obținut în 2021. Maxime a devenit mare maestru la 14 ani, a avut un elo maxim de 2819. Adoră tenisul, pe care îl practică de peste 15 ani, iar Roger Federer este modelul său din lumea sportului. Maxime a reprezentat Franța în 5 olimpiade de șah. Este câștigătorul ediției de anul trecut a etapei de Grand Chess Tour din România. Un alt tânăr, dar vreau să îmi explicați un pic din limbajul tehnic al șahului. Ce înseamnă maestru și nu maestru, cum mi s-a atras atenția să nu cumva să spun, mare și mare maestru, că există, înțeleg, diferențe. Da. Și acum super mare maestru. Și acum super, exact. În cazul celor care vin în București. Da, cei care vin, da, și se e cumva un puș să se înființeze încă o nouă categorie superioară, să diferențeze mari maestri de maestrii rând, care sunt copii, adică acest titlu văd că foarte mulți dintre ei au reușit să-l atingă în jurul vârstei de 14 ani. Sunt excepții până la urmă. Da. 14, da, tot 13, Cariachin chiar e cel mai tânăr mare maestru din lume. Care sunt condițiile pentru a ajunge la acest titlu? Există un anumit număr de turnee, trebuie jucate, e un scoring, cumva cam ca și la tenis, trebuie să obține un anumit punctaj, niște norme, criterii care nu sunt deloc ușor de îndeplinit. Cred. Și multă muncă și talent în spate.
E, cred că cam ca și în orice sport asta tenis, e rețeta. E foarte aproape de tenis ca să... Da, da, da. Și, din nou, foarte important faptul că tot mai multe turnee din România sunt turnee foarte puternice. Dar în felul ăsta, prilejul copiilor să participe mult mai ușor. Ce ar însemna să te duci să joci aceste turnee copii în Germania sau în Franța sau mai știu eu unde? Ar însemna foarte mulți bani din partea familiei. Faptul că federația a reușit să vină cu toate turneele în toată țara creează aceste premise. Copiii se duc și joacă în condiții de turnee mari și Suntem singura federație. Anul trecut am organizat un campionat mondial de juniori, cel mai mare campionat mondial organizat anul trecut, 700 de copii și peste 60 de țări la Mamaia în septembrie. Anul acesta organizăm două campionate europene, unul la Iași 24-31 iulie, pe echipe de juniori, iar în luna septembrie va fi un campionat european de juniori unde ne așteptăm să fie peste 1000 de copii, cu încă cel puțin 1000 de părinți, pentru că cam acesta e trendul. Părinți, antrenori vin, mai ales că sunt, e vorba și de grupele mici și cred că este unic în România. Nu există federație care să facă competiții la un astfel de nivel și aș mai aminti aici și de campionatul național unde am avut fond de premiere de 20.000 de euro, unic iarăși în România pentru un campionat național și mă bucur că ne-ați invitat, că am prilejul să spun aceste lucruri, să le audă toată lumea și de asta vă spun că nu, sunt doar cifre. Spuse. Gabi, apropo de ce spuneai, că la alte sporturi nu se întâmplă să joace copiii și cu adulți în cadrul aceluiași turneu. Iată, chiar în turneul de astăzi au fost foarte mulți copii care au participat și au jucat la câteva mese distanță de campionul european de la seniori. Deci copii, o dată va fi un boost, vor crește acești copii cu această experiență în spate. Ciprian, zic să mergem cu poveștile înainte și să le spunem telespectatorilor un pic despre Wesley So. El reprezintă Statele Unite ale Americii, are 29 de ani, este pe locul 8 mondial, locul 2 la Grand Chess Tour 2023. Wesley So este de 3 ori campion al Statelor Unite ale Americii și de 2 ori câștigător al circuitului internațional Grand Chess Tour. Este originar din Filipine și a fost adoptat de o familie din Statele Unite. S-a transferat în America în 2013, iar la Olimpiada de la Baku din 2016 a câștigat atât aurul la echipe cât și la individual. A început să joace șah de la vârsta de 6 ani, iar la 14 ani obținea deja titlul de mare maestru internațional. Pentru al treilea an consecutiv, Wesley So va juca în etapa Superbet Chess Classic România, mărturisind că revine de fiecare dată bucuros în țara noastră. Un alt tânăr talentat. Există o rețetă sau mai bine spus, ce mâncați, domne? Ce mănâncă copiii ăștia de mici pentru a ajunge în punctul acesta ca la 14 ani, că și el tot acolo a fost în același punct? Deci nu putem vorbi neapărat de excepții, cum spuneam un pic mai devreme. Toți pe la 14 ani devin mari maestri. Muncă și talent. Deci chiar au o memorie absolut incredibilă. Dar se poate trișa la șah? Întotdeauna mi-am pus întrebarea asta. A fost o zonă de cancan în urmă cu câteva luni, chiar între fostul campion mondial Magnus Carlsen și un alt jucător care a fost bănuit că ar fi trișat într-o partidă. Dar cum ai putea să trișezi la șah? Cred că detaliile pot fi consultate pe internet de către iubitori. Cum a fost bănuit că a trișat? Cu diferite device-uri, de obicei de transmitere a informațiilor. Pentru ca că... la BAC, când vrei să copiezi, îți spune cineva mai deștept, am înțeles. Dar de asta avem scanere și multe metode acum care s-au pus in place, de anti-cheating. Dar există terminologia de dopaj la șah? Întreb și eu
așa ca un necunoscător. Nu cred că se poate... A fost un film la un moment dat, personajul principal ia o anume substanță și devine... simțurile îi se ascut și devine mult mai... Probabil de acum înainte cu Artificial Intelligence, dacă Johnny Mnemonic sau nu știu, era un film da, în care își punea da, un, da, 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 un da. Device care încă nu, dar cred că pentru viitor challenge-ul va fi și în direcția asta. Pentru moment nu cred că e încă... Da, nu, deci nu cred. Pe partea de alimentație foarte greu de făcut. Dar revenind la bucuria cu care se întorc și Wesley Sow, chiar sper să-l aveți invitat, să-l avem invitat și să spună, chiar iubește România. Îi place foarte, foarte mult. Vine cu plăcere. Da, a jucat toate etapele. E chiar... Și mai mult decât atât, este un ambasador al României, să spun. Serios? Așa. Se duce da? Și povestește și spune cât de mult i-a plăcut. Revenind la organizare, zona în care mă simt mai familiar și las pe Gabi să spună partea tehnică. Deci este un turneu, ca și celelalte turnee pe care le organizăm împreună cu Federația, este un turneu care a ridicat nivelul turneilor de șah. Chiar jucătorii, spectatorii se simt foarte bine și asta a contribuit foarte mult și la faptul că ei vin în continuare cu plăcere. Și... Dar se stabilesc relații de prietenie în urma acestor evenimente? Da. Oamenii ăștia rămân după... Da. De exemplu, la tenis sunt recunoscute petrecerile de după turnee, mesele la care se întâmplă după aceeași rețetă și la șac? Sunt altfel de indivizi? Sunt foarte diferiți, dar sunt o comunitate ca orice altă comunitate sportivă. Ei participă la mult mai multe turnee decât Grand Chess Tour împreună. Corect, corect. Aici ar fi de văzut, poți să arunci o privire pe YouTube, să vezi ce făcea Magnus Carlsen în timp ce se disputa titlul mondial. E bine, Magnus Carlsen transmitea în direct, streaming, partide online jucate, da, în compania surorilor Botez, de origine română, da, foarte da, cunoscute în lumea șahului, pentru că și ele fac streaming și au milioane de urmăritori. Ei bine, era o petrecere non-stop acolo, cu Magnus Carlsen jucând și cu ele dansând prin spate. Serios? Da, da, și Magnus Carlsen jucând în deci timpul ăsta partide foarte serioase, se cu Firuja, cu Caruana, în partide care da, sunt acolo online. Sunt, și ei făceau streaming în acest timp. Caruana făcea streaming alături de Cristi Chirilă, da, de românul nostru care l-a secundat, la care este aici, a venit și să joace astăzi. A jucat la turneu, chiar astăzi exact, la Palatul Parlamentului. Dar l-a secundat pe Caruana în meciul pentru titlu mondial atunci când a jucat cu Carlsen. Ei bine, era Chirilă și Caruana în streaming și pe de o parte, și Carlsen și surorile Botez pe de altă parte. Caruana juca acolo foarte serios, Carlsen era cu ochelari, cu muzică, cu surorile Botez dansând prin spate. Deși și... să se distreze da, și da, ei, da? Da, exact. Deci se distrează la fel ca orice ca alții. Ca orice alții da, oameni. Dacă tot ai amintit de Caruana, să le spunem celor de acasă că are 30 de ani. Este pe locul 7 mondial. Fabi, așa cum este alintat de lumea șahului, este de două ori campion al Statelor Unite ale Americii. Cu un rating fee de maxim de 2844, Caruana deține al treilea cel mai mare rating înregistrat vreodată. În 2018, Caruana a câștigat turneul candidaților FIDE, obținând astfel dreptul să joace un meci împotriva lui Carlsen pentru titlul suprem din șah. A pierdut acea finală la barajul de șah rapid după o serie interminabilă de remize în rundele de clasic. Zic să continuăm și cu ceilalți jucători. Hai să continuăm, pentru că mai sunt câțiva și mi-ar părea rău să nu le spunem celor de acasă. Următorul nostru client este Ian Christoph Duda din Polonia. Are 24 de ani, este locul 24 mondial. Ian Christoph este cel mai bine cotat jucător polonez din toate timpurile. În 2021, Ian a câștigat Cupa Mondială FIDE, învingându-l pe Magnus Carlsen în semifinale, rezultat care i-a adus dreptul de a participa la turneul candidaților FIDE 2022. Totodată, Duda este un fost campion mondial și european de tineret și a reprezentat Polonia în numeroase olimpiade și evenimente pe echipe.
În 2022, Duda a câștigat una dintre etapele de șah rapid din circuitul Grand Chess Tour. Și continuăm cu Firuja, Alireza Firuja din Franța. Are 19 ani, este locul 4 mondial, câștigătorul Grand Chess Tour 2022. Alireza este un mare maestru iranian care joacă pentru Franța, a câștigat campionatul iranian de senior la doar 12 ani. După ce a câștigat titlul de mare maestru, Firuja a devenit cel mai tânăr jucător care a ajuns vreodată la pragul de 2800 ELO, doborând recordul lui Magnus Carlsen la vârsta de 18 ani și 5 luni. A părăsit Federația Iraniană de Șah în 2019 din cauza politicii împotriva jucătorilor de șah israelieni. A jucat sub steagul FIDE până la jumătatea anului 2021, când a devenit cetățean francez și a început să reprezinte Franța, țară în care deja locuia. În 2019 a luat argint la campionatul mondial de șah rapid. Anul acesta, Firuja va participa pentru a doua oară la Grand Chess Tour, etapa de la București. Și încheiem cu Anish Giri, Olanda, 28 de ani, locul 5 mondial. Anish Giri reprezintă Olanda, unde a câștigat de 4 ori titlul național. Vorbește 6 limbi străine, este considerat un expert al deschiderilor, are o memorie fantastică și este fan al rețelelor de socializare. Victoria recentă la turneul de șah Tata Steel Masters din 2023 a fost una dintre cele mai bune realizări ale sale, mai ales că a reușit să îi învingă acolo pe Magnus Carlsen. Giri a reprezentat Olanda în 5 olimpiade de șah, în cadrul cărora a câștigat 3 medalii de bronz individuale. Wow! Deci am terminat așa, cumva, cu cel mai tare. Da, cel mai tare, până la urmă, e Ding Liren, care da. E campion mondial. Da, așa este. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la InfoSport. A fost o plăcere. Am aflat și eu lucruri noi și am devenit mult mai curioasă ceea ce privește șahul. Vă mulțumim încă o dată, vă dorim o seară frumoasă și multă baftă. Dacă vreți să le transmiteți celor de acasă, cei care sunt interesați, să vină la eveniment. Da, repet invitația. 5 mai, da? 5 mai în direct pe TVR1. Deschiderea în direct. Deschiderea oficială, puteți să-l vedeți pe Kasparov din nou în România și după aceea de pe 6... în fiecare zi, la ora 3 după amiaza, la Grand Hotel București. Aceasta a fost ediția. O seară frumoasă vă dorim. Eu sunt Eda Marcus, Ciprian Crețescu. Noapte bună! Noapte bună!